Salutare, sălăjeni, bine v-am găsit. Suntem pe șantierul autostrăzii Zalăului. De aici, astăzi, 3 aprilie, ne lansăm candidații la alegerile locale. De ce am ales această locație și nu vreun birou sau vreo sală de conferință? Este foarte simplu. Centura Zalăului este un loc de care, de mai bine de 15 ani, se leagă speranțele, visele, dar mai ales dezamăgirile zălăoanilor și sălăjenilor. Începută acum mai bine de 15 ani, segmentul de la Hereclean nu este gata nici astăzi. Deși ne-a fost promis de multe ori, chiar anul trecut, ministrul Grindeanu cu primarul Zalăului și președintele Consiliului Județean au venit aici, au aterizat cu elicopterul, ne-au promis că anul trecut vom circula pe ea. Nu circulăm nici acum și cel mai probabil nu vom circula nici în acest an. Noi, în Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, ne-am unit într-un pol de dreapta autentic care să dea o adevărată speranță sălăjenilor și românilor. Îi am alături de mine, astăzi, pe candidații locali și pe candidați de la europarlamentare. Îi dau cuvântul liderul senatorilor USR, Radu Mihail, și candidat la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Radu, ai cuvântul. Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc tuturor că ați venit. Îmi pare bine să revin la Zalău și am făcut o scurtă tură prin județ. Sălajul, ca și România, se află acum la 20 de ani de la intrarea NATO, în 2024, la oră scruce. Pe de-o parte avem PCR, care renaște, Partidul Comasat Român, PNL și PSD, care guvernează de 30 ceva de ani și vor să se înșurubeze în continuare la guvernare, să fure în continuare. Pe de altă parte avem pe cei trimiși de Putin să facă scandal în România, să ne tulbure apele, Aur, Șoșoacă și alții ca ei. Și de aceea, așa cum a subliniat și Mihai, am decis că e nevoie de o forță care să poată să răspundă nevoilor românilor. Alianța Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei adună oamenii normali care nu mai acceptă să fie guvernați de oameni care nici nu sunt onești și nici nu sunt competenți. Eu sunt ales în Parlamentul României de către românii care trăiesc în afara țării. Am vorbit cu sute dintre ei în ultimii ani și foarte, foarte mulți își pun problema să se întoarcă în locul de unde au plecat. Mulți sunt de aici, din Sălaj. Și îi văd cum stau în cumpănă și se gândesc cum să se întoarcă într-o țară unde creșterea prețurilor e cea mai mare din Uniunea Europeană, unde fiecare român la începutul acestui an datora 8.815 euro, datorii făcute de cei care își umplu buzunarele de la PSD și PNL, care sunt acum în guvern, într-o Românie unde guvernul PSD-PNL a pus taxa pe boală, a pus zeciuială pe veniturile bolnavilor de cancer, pe veniturile părinților copiilor bolnavi de cancer, pe veniturile mamelor, gravidelor care au probleme de sănătate. Toate acestea pentru a-și umple buzunarele, care să dea bani sinecuriștilor, toți celor pe care îi pun în funcție de partid, cele 14.000 de posturi create la stat numai anul trecut. Este o realitate pe care o trăim cu greu în România și vrem să arătăm că politica înseamnă altceva. Alianța Dreapta Unită a venit cu propuneri foarte simple și foarte clare, sunt lucruri pe care vrem să le punem imediat în aplicare, imediat după alegeri. În primul rând, chiar acum putem să avem un referendum privind eliminarea pensiilor speciale. Am propus repetat acest lucru și vom susține în continuare acest lucru. Pot fi eliminate prin referendum acum, la 9 iunie, dacă există voință politică. În al doilea rând, vom face în așa fel încât primarii să fie aleși în două tururi, să avem primari cu adevărat reprezentativi în România. Să nu mai avem primari aleși cu 15% care nu reprezintă pe nimeni, de fapt, doar partidul care i-a înșurubat la țevile de bani publici din localitățile respective. Și în același timp vrem să rezolvăm lucrurile la nivel european. Vrem să mergem în Parlamentul European să sprijinim cu adevărat oamenii din România. Schengen. E o rușine ce se întâmplă.
ni se flutură faptul că nu mai stăm 5 minute în plus sau minus la coadă la pașapoarte, dar de fapt continuă camioanele noastre, bunurile românești, industriași români să sufere și oamenii care pleacă la muncă în străinătate sau se întorc să sufere stând la cozile interminabile de la granițele terestre. Acest lucru trebuie să se termine și poate fi finalizat. Vrem și alte lucruri pentru români. Românii sunt mulți plecați în afara țării. Vrem ca ai doar copii să continue să învețe limba română, să aibă acces la limba română în școlile din afara țării. Sunt multe lucruri pe care le putem face imediat, rapid. Condiția este ca electoratul din România să înțeleagă că există o a treia cale. Că sunt hoții de la PNL și PSD, de la Partidul Comasat Român, sunt extremiștii plecați cu Sorcova de la Aur și de la Șoșoacă și este Alianța Dreapta Unită, îi vedeți aici, USR, PMP, Forța Dreptei, oameni care vin de la muncă, oameni care știu ce înseamnă să plătești impozite, oameni care știu ce înseamnă să construiești ceva și vor să facă acest lucru pentru România. Voi lăsa cuvântul colegilor mei de aici, care vor spune mai în detaliu ce se va întâmpla concret în Sălaj și în Zalău și în Jiboc. Mulțumesc! Mulțumim, Radu, și succes! Îi dau cuvântul colegei Ramona Goga, o colegă aflată și în Adidas, dar și în costum. Cum poartă generația de astăzi, de altfel? Colega Ramona Goga este candidat la legile europarlamentare și este candidat și pe lista Alianței Dreapta Unită la Consiliul Județean. Ramo Goga este o tânără speranță a politicii sălăjene și române. Ramo, ai cuvânt. Mersi mult, Mihai, bună ziua tuturor. Da, sunt și în Adidas și în costum ca să reprezint generația mea și millennials și generația Z, ca așa e frumos. Cum zicea colegul meu, domnul senator Radu Mihail, ne confruntăm cu niște provocări foarte, foarte mari, nu să le mai repet și eu. Provocările astea ne obligă să aducem niște soluții și niște schimbări reale. Și eu cred că noi tinerii putem să facem lucrul ăsta, pentru că venim cu foarte multă inventivitate și cu un suflu nou. Dar ca să putem să aducem schimbările astea, ca să existe, să se întâmple inclusiv în România, este o nevoie foarte mare să lucrăm atât oameni cu experiență cum este Radu Mihail, Dan Barna și alți colegi pe care avem pe lista de europarlamentare, dar trebuie să avem și oameni cu viziune și cu o viziune diferită față de generația părinților mei, să spun așa. Și de aceea avem nevoie și de tineri. Eu sunt unul dintre tinerii care se află destul de sus pe liste. Încă nu am văzut pe listele celorlalte partide oameni tineri, oameni până în 30 de ani sau până în 35 de ani. Și vreau să vă mai spun că România nu și-a atins întreg potențialul în Uniunea Europeană și noi avem o datorie față de asta. Noi, tinerii care vrem să ne decidem viitorul, trebuie să ne și implicăm ca să putem face asta și cred că generația mea chiar merită să fie reprezentată la masa discuțiilor. Tinerii nu sunt doar viitorul, așa cum ne prezintă toată lumea, tinerii sunt și prezentul. Noi trebuie să ne facem politici pentru tineri, dar trebuie să includem tinerii în momentul în care se scriu aceste politici, pentru că cine să înțeleagă mai bine nevoile noastre dacă nu noi? Noi avem nevoie de foarte multe lucruri, avem nevoie de burse Erasmus mai mari, pentru că foarte mulți nu beneficiază de aceste experiențe în afara granițelor, pentru că nu-și permit că în acest moment trebuie să aducem bani de acasă. Avem nevoie de acces la educație echitabilă și cu asta cred că sunteți și voi de acord cu mine și știți care sunt problemele cu care ne confruntăm, mai ales noi în România. Avem nevoie de o educație adaptată la schimbările și la provocările care au apărut pe parcurs până acum, cum e inteligența artificială, cum e digitalizarea. Noi nu suntem pregătiți pentru anumite domenii care deja au ieșit pe piață și oamenii și tinerii când ies pe piața muncii nu au opțiuni viabile, să spun așa, în momentul în care termină facultate, pentru că sunt învățați mai mult partea teoretică decât partea practică. Avem nevoie și de fonduri de locuințe pe care în momentul ăsta noi nu ni le permitem. Avem nevoie și de terapie gratuită, lucru pe care Uniunea Europeană îl poate face pentru noi. Avem nevoie de un mediu sănătos, avem nevoie să putem să avem niște pârghii prin care să-i pedepsim pe cei care ne taie pădurile, care fac alte crime de mediu și care ne fac să respirăm un aer care nu ne aduce absolut nimic bun. Cum ziceam, avem nevoie de foarte multe lucruri, putem să facem foarte multe lucruri, știm să facem foarte multe lucruri, avem o viziune total diferită față de
alte generații și noi merităm să ne aflăm la masa discuțiilor în momentul în care se iau decizii. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Ramona! Succes și ție în alegerile și locale și europarlamentare. Pentru Consiliul Județean Sălaj, pentru funcția de președinte, Alianța Dreapta Unită l-a propus ca și candidat pe colegul Ardelean Cosmin, consilier județean USR. Cosmin Ardelean este un om pe care eu îl cunosc de 8 ani și care nu a ars nici în viața personală, nici în viața profesională etape. Le-a luat pe toate la rând, ca dascăl, ca profesor, ca director, ca și consilier județean. Sunt sigur că odată ajuns președintea Consiliului Județean, va face o treabă mult, mult mai bună. Cosmin, te rog. Mulțumesc! Vă spun și eu bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Așa cum a spus și colegul meu, Tămaș Mihai, sunt o persoană orientată atât în cariera profesională, în calitate de director, cât și în cea politică, o persoană orientată spre performanță. În calitate de consilier județean, în cei aproape 4 ani de mandat, am pus pe masa Consiliului Județean propuneri concrete care au avut o singură direcție, bunăstarea cetățeanului. Fie că vorbim de transparentizarea Consiliului Județean, de infrastructura rutieră, de susținerea producătorilor locali sau de susținerea performanței în educație, au fost propuneri pe care eu le-am dus în acești 3 ani jumate în Consiliul Județean. Candidez pentru că în cei aproape 4 ani de mandat cunosc majoritatea problemelor. Consider că este treabă multă de făcut și poate fi dusă la capăt doar lucrând cu fiecare comunitate locală în parte. Viziunea mea pentru dezvoltarea județului are în centru sprijinirea comunităților locale, așa cum am spus, și din păcate avem multe probleme de rezolvat la nivelul județului Sălaj. Județul Sălaj are nevoie de parcuri industriale finalizate, de parcuri industriale zonale, care să dezvolte județul uniform. Județul Sălaj are nevoie de o infrastructură interconectată pentru o mobilitate mai rapidă și de 0 km de drum neasfaltat. Județul Sălaj are nevoie de o educație de calitate. Nu avem elevi de rangul 1 și de rangul 2 și consider că toți elevii merită și au dreptul la o masă sănătoasă. De asemenea, trebuie să susținem și să sprijinim și să stimulăm performanța în educație. Județul Sălaj trebuie să sprijine producătorii locali. Consider că o soluție ar fi piețele volante și un magazin online unde aceștia și-ar putea prezenta și comercializa aceste produse. Județul Sălaj are obiective turistice, însă, din păcate, în momentul de față, turismul este doar unul de tranzit. Trebuie să avem facilități în jurul acestor obiective turistice. Județul Sălaj are tradiție în sport, dar consider că trebuie să investim și să sprijinim sportivii sălăjeni, categoriile de copii și juniori, care în viitor vor reprezenta o bază de selecție pentru echipele de seniori. Județul Sălaj are multe neajunsuri și tocmai de aceea, o spun încă o dată, am decis să candidez. Nu o fac singur. Avem o echipă puternică, dinamică și profesionistă la nivelul întregului județ. E o echipă, într-adevăr, care nu este îmbrăcată în haine și funcții politice și nici nu are nevoie. A demonstrat din propriile forțe că poate să reușească atât în domeniul privat cât și în cel public. Invit toți sălăjenii să aibă încredere în mine, să aibă încredere în candidații Alianței Dreapta Unită, să vină alături de noi, pentru că numai împreună putem să facem treabă și să dezvoltăm acest județ minunat care are oameni de asemenea minunați. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Mulțumesc, Cosmin, succes! Consiliul Județean este o entitate destul de abstractă pentru mulți sălăjeni. Ce este mult mai aproape de noi sunt primăriile care conduc comunitățile locale. Pentru primăria Zalău, Alianța Dreapta Unită o propune pentru alegerile din 9 iunie
pe doamna Gabriela Carmen Olar, liderul consilierilor municipal Zalău. Dânsa este, cred, din ce știu eu, singurul consilier local care a redactat, a propus și a dus la bun final o hotărâre de consiliu local, cel puțin din ultimii ani. Dânsa este profesor. Prin mâinile ei au trecut generații de elevi și face acest lucru și din poziția de director de la Palatul Copiilor. Sunt sigur că Gabriela va obține un scor foarte bun la primăria Zalău. Bună ziua tuturor! Așa cum a spus și Mihai, sunt Gabriela Carmen Olar și voi candida din partea Alianței Dreapta Unită pentru primăria municipiului Zalău. Am intrat în această luptă, în această competiție, pentru că sunt lucruri de făcut și ele trebuie făcute acum. Cred că nu mai putem să le tot amânăm și să așteptăm ca cineva să înțeleagă că noi, cetățenii din municipiul Zalău, avem și alte dorințe și alte lucruri pe care ni le dorim în oraș și că nu trebuie să fie prioritare doar dorințele administrației locale. Cu toții suntem conștienți de problemele cu care se confruntă orașul nostru și care ne afectează pe fiecare, mai mult sau mai puțin. Tocmai de aceea, consider că este nevoie de o viziune nouă și modernă asupra direcției în care se îndreaptă comunitatea din municipiul Zalău, o viziune și o direcție de secol 21. Nimeni nu cred că își dorește să trăiască într-un oraș îmbătrânit, într-un oraș cu locuri de muncă prost plătite, într-un oraș în care cartierele încă mai sunt fără utilități, încă mai sunt străzi într-o veșnică reparație și modernizare și nu se mai termină aceste reparații, niște străzi care nu au trotuare, nu avem pe unde să circulăm ca și pietoni, cu un trafic greoi care ne afectează viața efectiv, cu locuri de parcare insuficiente, cu spații lipsite de verdeață, pline de betoane, cu o primărie care este digitalizată doar teoretic, pentru că practic încă mai mergem la primărie cu o grămadă de hârtii, deși ar trebui deja să renunțăm la acest lucru, fără un teatru, fără posibilități de recreere sau de agrement. Să nu ne mirăm atunci dacă unii dintre tinerii și dintre cetățenii, neapărat tinerii acestui oraș, aleg să plece în alte județe sau în alte orașe, care le oferă ceea ce ne dorim și noi cu toții de altfel. Le oferă un confort psihic și financiar pe care și-l doresc. Trebuie să nu uităm că în doar 10 ani Zalăul a pierdut peste 5.000 de tineri, au plecat din Zalău, cu vârste între 20 și 29 de ani. Sigur, eu ca și profesor am mai spus și mă repet, am spus-o și elevilor mei, că eu nu vreau ca ei să plece din oraș. Eu vreau să fie alături de administrația locală, să vină cu proiecte specifice lor, să participe la ședințele de Consiliu Local, să le spună primarilor, viceprimarilor ce își doresc și aceștia să țină cont, pentru că să știți că tinerii au foarte, foarte multe idei. Ce să le oferim noi tinerilor? Păi, în primul rând, joburi de secol 21, pentru că piața muncii este într-o continuă schimbare. Dacă noi, pe vremuri, cum spun bătrânii, intram într-o meserie și de acolo ne și pensionam, acum nu mai este așa. Ei trebuie să fie tot timpul într-o permanentă profesionalizare. Ori asta Zalăul deocamdată nu cred că le oferă. Trebuie să digitalizăm orașul, să asfaltăm străzile, să plantăm copaci, să nu ne înunțăm la verdeață, să facem grădinițe, școli, să oferim activități de divertisment. Referitor la educație, să nu uităm că aceste școli eficientizate energetic prin PNRR-uri se referă la izolarea lor. Sunt multe clădiri în Zalău care trebuie consolidate seismic. Nu este suficient doar să le izolăm și să le vopsim frumos. Ca să fie frumos, estetic, trebuie doar să fie și consolidate seismic. Iar Zalăul, așa cum știți, are foarte multe blocuri și clădiri vechi care au nevoie de linii de finanțare în acest sens. Zalăul este tradițional un oraș al cartierelor. Iar un oraș modern se construiește pe baza unor cartiere puternice. Din discuțiile pe care le-am avut cu mulți zălăuani, am remarcat o percepție comună asupra faptului că administrația actuală
nu are ca și o prioritate cartierele, ci foarte mult zonele centrale, bulevardul principal, care tot timpul se renovează, din nou va intra în modernizare încă o dată. Dar un bun gospodar trebuie să aibă grijă de fiecare părticică din orașul lui, cu aceeași prioritate. Îmi propun o administrație locală care să țină cont de ceea ce își dorește tățenii prin dezbateri publice reale și nu doar bifate pe hârtie care țin 5 minute sau deloc. Crearea unui mediu de business atractiv, sprijinirea afacerilor locale, crearea unei economii circulare, dar și atragerea de noi investitori, pentru că nu putem să ne bazăm doar pe câteva investiții. Un Zalău modern înseamnă de asemenea și un oraș și un Zalău verde, un oraș care să aibă un aer nepoluat sau poluat cât mai puțin. Este foarte ușor să betonezi atunci când nu știi de ce trebuie să plantezi sau nu te interesează dacă spațiul verde din orașul tău se reduce în mod semnificativ. Administrația locală are misiunea de a aduce orașul în pas cu vremurile, vremurile pe care le trăim acum, iar eu mi-asum această responsabilitate. Aș vrea să transform Zalăul împreună cu cetățenii și cu administrația locală care va exista într-un oraș dinamic, într-un oraș mai cultural, mai ecologic, mai atractiv și cu implicarea oamenilor în procesul decizional, pentru că este normal ca ei să fie consultați. Bineînțeles că nu pot fi consultați pe toate proiectele care sunt și proiecte uzuale, ci pentru anumite proiecte care le afectează viața sau de care se lovesc toată ziua. Astfel încât, dragi zălăuani, eu zic să aveți încredere în mine și în echipa mea și dacă vom fi împreună și vom lua deciziile împreună, sunt sigură că vom putea face mai mult și vom face mai bine. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, Gabriela, succes! Nu doar la Zalău problema cartierelor este una importantă, și la Jibou majoritatea lucrărilor s-au făcut doar în zona centrală, și la periferie Jiboul arată cum arată. De aceea, la primăria Jibou, Alianța Dreapta Unită îl propune ca și candidat la alegerile locale pe președintele PMP Stălaj, Pope Manuel, un om implicat activ în comunitatea locală de multă vreme. Bună ziua tuturor! Numele meu este Emanuel Iulius Pop și sunt candidatul Alianței Dreapta Unită pentru primăria orașului Jibou, dar și pentru Consiliul Județean Sălaj. Provin din mediul privat, am o experiență de peste 10 ani în domeniul bancar și apoi în domeniul tot ce înseamnă contabilitate și servicii contabile, experți contabili. Să știți că fac parte din acei oameni care au ales să rămână în orașul în care s-a născut, să sprijine tot ce înseamnă administrație locală, investiții și așa mai departe. Sigur că administrația de la Jibou și conducerea orașului se laudă cu cele mai mari investiții de după Revoluție, însă eu nu contez lucrul acesta, ci pot să spun că există o altă viziune a noastră și a tot ce înseamnă a Alianței, în sensul că putem să facem foarte, foarte multe lucruri frumoase în a sprijini investitorii străini, în a crea locuri de muncă, lucruri pe care cred eu că le putem îmbunătăți foarte, foarte mult. Vreau doar să vă spun că pentru mine politica și activitatea politică este o provocare pe care o susțin și în care mă implic așa atât cât pot. Provin dintr-o familie care are la activ primul primar ales al orașului Jibou după Revoluție și consider că atât comunitatea locală din Jibou cât și județul Sălaj, prin consilierii județeni, are nevoie de oameni credincioși, de oameni cu frică de Dumnezeu, de oameni cu coloană vertebrală, care să pună umărul și care să susțină tot ce înseamnă administrația locală. Eu îmi doresc ca împreună să putem să schimbăm atât fața orașului Jibou, cât și fața județului Sălaj. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Manu! Vom face treabă bună la Jibou, sunt sigur de asta.
îi dau cuvântul și colegului Bob Virgil Mariu, senatorul USR Sălaj, să ne spună câteva cuvinte legate de alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024. Vă întrebați de ce suntem pe un șantier? Pentru că urmează alegerile locale, europarlamentare și celelalte care vor fi în toamnă și în iarnă. Șantierul reprezintă reconstrucție. Este un simbol al reconstrucției. România are nevoie de reconstrucție. Acest an va fi foarte important pentru reconstrucția României. Și poate nu ca un șantier fizic, ci ca un șantier al sufletelor, al încrederii oamenilor în relațiile sociale. Românii trebuie să-și reconstruiască încrederea în instituțiile statului. Asta înseamnă în primari, în consilieri județeni, și noi avem candidați aici pe care îi recomandăm cu încredere. Avem nevoie de încredere în europarlamentarii noștri, care să ne reprezinte interesele noastre acolo la Uniunea Europeană. Avem nevoie de încredere în biserici, avem nevoie de încredere în spitale, avem nevoie de încredere în învățământ. Din păcate, cu toții știm că românii nu mai au încredere în aproape nimic. Singura constantă a României politică a fost furtul. Furtul și minciuna. De asta trebuie să scăpăm și să aducem oameni noi. Ori USR, împreună cu colegii aliați, încearcă să aducă oameni noi în politică. Am să fiu scurt, am să închei aici, deoarece candidații ar trebui să aibă mai mult de spus decât mine. Mulțumesc! De aici, după terminarea conferinței, noi nu vom merge, nu ne vom ascunde în birouri, vom ieși în stradă unde vom strânge semnături pentru alegerile europarlamentare, pentru alegerile locale, vom vorbi cu zălăoanii și cu sălăjenii, cum am făcut-o mereu. Vă mulțumesc!